mă uit și înțeleg că locuitorii municipiului sunt mulțumiți de activitatea sa ca primar. Și ăsta e un lucru bun. Unii da, alții nu. Nu știu. Nu locuiesc aici ca să pot să... La fel cum cei din Cluj îl susțin pe domnul Boc sau cei... Deci, dacă își face treaba ca primar și dacă are proiecte pentru Baia Mare, așa cum am făcut și ca prim-ministru, o să-l susțin întotdeauna. Oricine își face treaba ca primar, nu mă interesează de la ce partid sau ce... sau dacă e independent, cred că trebuie susținut. La ce vă referiți vis-a-vis de susținere? Au fost proiecte pentru Baia Mare și pentru județul Maramureș, pe care le-am susținut chiar și când cu domnul Cherecheș eram în conflict public, nu? Pentru că eu cred, ca prim-ministru, acum suntem deputați, dacă există măsuri și proiecte în care putem să sprijinim, nu contează apartenența politică a primarului sau a președintelui de Consiliu, contează să poți să dezvolți lucruri bune. Mai dau un exemplu, nu din Baia Mare, dar ca să fie foarte clar ce vreau să spun. M-am luptat foarte mult pentru spitalele regionale. Iași, Craiova, o să-mi ziceți că acolo erau PSD-iști, și Cluj, unde era domnul Boc. Pentru că eu cred că trebuiau făcute spitale regionale. Faptul că nu se fac acum e o mare pierdere. Știu că cei din Baia Mare zic, dom'le, trebuia să facă la Baia Mare spitalul regional la Cluj. Nu e așa. Totuși, ideea este cât de aproape sunt celelalte județe arondate. Dar vreau să vă spun doar că n-am ținut cont în proiecte locale de apartenența politică. Acum lucrurile s-au schimbat. Ești cu Dragnea, primești bani, nu ești cu Dragnea, nu primești bani. Și ăsta e un lucru foarte rău pentru toate comunitățile locale. Îmi cer scuze, nu m-am prezentat, adirusul ziarul de Baia Mare. Erau ne mai știm din vremuri, din tot felul de vremuri. Da. Era o continuare a întrebării colegului meu și de aceea. Vă rog. Mă gândesc că dorea colegul nostru Daniel să vă întrebe dacă ar putea fi Cătălin Cherecheș primarul Băii Mari în Pro-România. Domnul președinte a declarat că s-a întâlnit cu primarul de Baia Mare. Eu îl cunosc pe domnul Cherecheș, da. Cred că va fi primarul Baia Mare și atât. Nu cred că... Da. Ați discutat și aspectul ăsta? Nu. Că dânsul cam discută cu toate partidele. Sau a discutat și între... Deci e nu. Dreptului. Deci da, ați discutat, nu? Nu. Și nici nu vă gândiți să discutați. Nu vreți să-și facă treaba bine de primar, noi ne facem treaba bine. Eu sper un singur lucru pe care îl aștept de la toată lumea și de la primarul Băii Mari și de la ceilalți primari și de la președintele Consiliului Județean, de la domnul Setea, să se uite dacă Corina Crețu a sprijinit zona ca și comisar european, dacă reprezintă bine România la Bruxelles și dacă e așa, să sprijine omul, nu partidul. Cu Dumnezeu. Cred că sprijinirea unor oameni e mai importantă unor decât sprijinirea unui partid. Cu domnul Zetea vă mai înțelegeți cumva? Există căi de comunicare? Nu știu dacă îl sunt, dacă îmi răspunde, n-am încercat acest lucru, dar nu am comunicat în ultima perioadă.